Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud. Domnul Cecan, când dați drumul la... când va fi gata? Când se inaugurează? În 3 săptămâni. În 3 săptămâni, cu asfalt, cu anrobat, cu de toate. Tot, da. Da? Tehnologia e vreo 7 km. Aproximativ 7,4 milioane de ron. Deci am început acum 3 zile. Noi avem termen 30 de zile să-l finalizăm, dar o să se finalizeze mai repede. Dacă nu plouă. De-aia am zis că o lună de zile în funcție de vreme. Și ce constă lucrurile exact? Noi îl aducem la stadiul de drum național. E prima parte din totalul lungimii de la 18B, de la acesta și de Macadam, în rețeaua drumurilor naționale de la regionala Cluj. Noi am atât autoritățile din Maramureș, cât și cele ale din județul Cluj vor insista foarte mult ca acest drum să-l aducem la stadiul de drum național. Noi l-am preluat în 2008. E o zonă importantă din punct de vedere cultural și am acest drum de la anul până în Maramureș, toată lucrarea. Care este lungimea totală a acestui drum? 42 de km va fi în final. Deci la anul o să fie și asfalt? Da, și pe acesta se pune și asfalt. Cu cât se reduce drumul Târgu Lăpuș? Aproximativ 38 de km. Și cât va fi în total? Cluj-Târgu Lăpuș? Da. Eu vorbesc de porțiunea asta, 42 de km care va fi funcționat. Bun, și se reduce drumul de la Târgu Lăpuș spre Cluj? De la Cluj la Târgu Lăpuș. De la C1 din Ploiești, 38 de km până Târgu Lăpuș. Drumul Baia Mare. Nu, reducerea totală de la Baia Mare, ca să nu mai... Se reduce cu 30. Da. Se reduce 38 de km, se reduce. Da. Dacă să ajungi în Baia Mare, pe acest drum va fi mai scurt cu 38 de km. Dar nu, asta e problema, reducerea e o problemă. Acest drum a fost trecut în drum național de decizia Consiliului Județean de acum 4 ani de zile. A fost un drum care trebuie să fie terminat în mandatul 2008-2012. Nu s-a terminat, s-a început, nu s-a terminat. Și a fost un țel la administrației județului Maramureș conjugată cu Clujul să termine drumul. Este un drum, nu spun neapărat strategic, dar este un drum care face legătura cu țara Lăpușului într-o idee de dezvoltare a acestei zone, a noastră, județului Maramureș și cred că și a Clujului, pe ce am văzut azi aici, legat de ceea ce înseamnă turismul religios, ceea ce înseamnă dezvoltarea economică și ceea ce înseamnă Târgu Lăpuș pentru noi ca județul Maramureș. Era foarte importantă această legătură și pentru cei din țara Lăpușului legat de Cluj ca și distanță, ca și mod de a face un flux al circulației pe zona asta. Atât autoritățile locale, cât și parlamentarii au încercat prin toate mijloacele posibile pentru a realiza acest drum. Eu cred că interpelările numeroase făcute la adresa CNADR-ului, la Ministrul Transporturilor, cred că au avut un efect pozitiv. Acest drum a fost trecut din domeniul drumurilor județene în domeniul drumurilor naționale, DN18B, care simbolic putem să-l numim drumul Ipinte. Pentru că are o încărcătură deosebită zona aceasta și faptul că izvorul lui Pintea, cum o să facem, Troița lui Pintea, bustul lui Pintea, sper să creeze o oportunitate deosebită pentru această zonă. Păi stai un pic, două deputate, da. Și simbolul Maramureșului, acum o să-l ia clujenii. Păi nu știu, Măgaoja se spune că e locul de baștină a Pintea. Nu fi rău. Da, da. Dar stați un pic, zona de operare a fost Maramureșul, așa că e al nostru. Asta e. Legătura dintre județul Cluj și Maramureș prin această lucrare devine mult mai scurtă și practic scoate țara Lăpușului spre România, spre Cluj, spre Transilvania,
din punct de vedere al infrastructurii rutiere. Era o problemă reală de mulți ani, în care s-a investit puțin și sporat. În ultimii doi ani am făcut o strategie comună atât Clujul cât și Maramureșul pentru a finaliza toate aceste proiecte începute. S-a finalizat deci Baia Mare, s-a finalizat de nord la județul Maramureș legăturile pe drumurile naționale și a rămas acest drum național care în acest an intră în fază finală de modernizare până la Baia Mare. Deci astăzi cei 8 km care se lucrează în această toamnă sunt doar începutul pentru tot drumul de la Cășei, Târgu Lăpuș până la Baia Mare. Anul viitor urmând să se finalizeze tronsonul Târgu Lăpuș-Baia Mare. Ce este important în acest drum național se va face cu tehnologia de reciclare la rece, tehnologie pe care eu am susținut-o de mai bine de 10 ani. La Cluj chiar există și un utilaj la drumurile județene. Și cu acest drum, practic, această tehnologie intră în patrimoniul drumurilor naționale. Pe zona drumurilor naționale nu s-a folosit din raționamente de ordin tehnic sau de ordin legate de preferința proiectanților care utilizau îndeopște celelalte tehnologii. Această tehnologie o să vedeți și vă rog să reveniți și săptămâna viitoare sau peste două săptămâni când va fi gata drumul. Are avantajul că în aproximativ 2 km pe zi are o viteză de realizare. Practic nu există o altă soluție atât de avantajoasă din punct de vedere al timpului și al costurilor. Folosind zestrea pe care drumul o are, o reciclează, se aditivează cu ciment special și apoi se toarnă straturile de asfalt în deopște unul plus un strat de izolare, care reduce și costul, nu numai timpul, cu 20-25% față de celelalte tehnologii. Cred că va fi un exemplu bun pe care în viitor constructorii să-l utilizeze și proiectanții la fel și acest drum, eu l-am promovat în urmă cu 2 ani și la nivelul autorităților locale pentru reciclare și modernizarea străzilor din localități. Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe, Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud.